Omul care aude de băile herculeane se gândește pe relaxare, se gândește la, eu știu, un spa, poate. Haideți să rupem așa puțin bariera asta, să spunem ce înseamnă de fapt băile herculeane, stațiunea modernă de acum băile herculeane. Stațiunea Băile Herculane de astăzi înglobează mai multe. Odată partea de istorie, pe care poate mulți o știu, începând încă de la 153 și până astăzi. Stațiunea a trecut printr-o serie destul de mare de transformări. Dacă mulți dintre noi știu ca stațiunea bunicilor noștri sau părinților noștri ce veneau la tratament, astăzi Herculane înseamnă mult mai mult. Înseamnă centre spa moderne, înseamnă răsfăți, băi în lapte și miere, băi în ciocolată, măști de caviar, ceva care poate tinerii nu s-au învățat încă să asocieze cu Băile Herculane. Totodată, Herculane nu este numai un loc de relaxare, ci este și un loc pentru sporturi și adrenalină. De ceva timp se face în Herculane rafting pe Cerna, ceea ce este foarte interesant. Avem mai nouă tiroliană, perete pentru cățărări, biking, trekking, așa că gama este destul de variată. Bun, unde intră în tot pachetul ăsta relaxarea? Pentru că mi-a spus de o grămadă de chestii de, eu știu, care țin de adrenalină, de aventură și așa mai departe, dar relaxarea, partea aia de spa, de, hai să spunem, de poate chiar și de tratament, își mai are locul în Băile Herculane? Cu siguranță nu cred că ceva, fie că este modernismul sau un lanț hotelier, va putea vreodată să ia această particularitate Băilor Herculane. Apa termală rămâne ceea ce definește Băile Herculane și atâta timp cât apa va izvorâ, atâta timp vor fi și centre de tratament. Doar că astăzi ele sunt la standarde moderne și se îmbină apele termale cu aparatura modernă. Centrele spa s-au dezvoltat foarte mult în ultimii 5 ani, așa că și oferta acolo este destul de variată. Și desigur și proprietățile naturale de acolo ajută foarte mult. Aerul ionizat negativ, undeva la peste 2500 de ion negativ pe centimetru cub de aer, fac ca acesta să acționeze asupra sistemului nervos și de aceea relaxarea este completă la Herculane. Este o explicație medicală pentru asta. Bun, lăsăm puțin partea asta medicală și mergem către relaxarea aia din ideea de vacanță. Și aș vrea să vă întreb, omul care vine în vacanță la Herculane, de cât timp ar avea nevoie ca să simtă mai bine, eu știu, natura locului? Cât timp le recomandați vizitatorilor să stea la dumneavoastră, de exemplu? Nouă ne-ar plăcea, normal, să stea cât mai mult, dar cred că undeva, într-o săptămână, se pot vedea toate obiectivele din zonă. Pot merge într-o zi să viziteze cazanele Dunării, pot încerca unul dintre traseele cu pornire din Herculane. Mai avem și câteva lucruri inedite în zonă, precum satul izolat, pe care se ajunge doar pe o scară verticală din lemn și unde istoria se păstrează ca acum 100 de ani. Și dacă în fiecare zi optează pentru câte un obiectiv și îl combină cu spa-ul, atunci undeva într-o săptămână se poate vedea totul. Vorbeați la început de Băile Herculane ca fiind stațiunea părinților sau bunicilor noștri. Ce vârste sunt potrivite pentru Herculane acum? Tot părinții și bunicii? Familiile? De ce nu? Sau mai mult pentru tineri? Cred că tendința, într-adevăr, în acest moment este pe familii. Familiile, copii mici sunt în acest moment, cel puțin în locațiile noastre, sunt predominante. Însă, în același timp, se îmbină și cu tinerii. Studenții rămân în continuare atrași de această stațiune și, cu siguranță, și bunicii noștri încă își găsesc locul și alinarea în centrele de tratament de aici. Bun, ați vorbit de toate acestea. Nu vreau să intrăm neapărat în prețuri, dar aș vrea să înțeleg mai bine care este sistemul pe care îl preferă turiștii care vin la dumneavoastră. Sunt oameni care aleg, eu știu, pachete all-inclusiv, aveți și asemenea pachete, sau se plătește, eu știu, separat cazare, separat masă și așa mai departe? Avem și pachete care merg în sistem all-inclusiv. Pot opta și pentru a le achiziționa separat. În general, cu cât, să spunem, dacă pentru cei mai în vârstă, care și ia pachetele de tratament, care sunt undeva peste 10 zile, atunci cura este cel mai bine resimțită de către corp. Cei care vin pentru relaxare deja încep să vină de la o săptămână în jos, iar cei mai tineri aleg să vină pe weekend. La final aș vrea să transmiteți un mesaj pentru cei care nu au fost până acum la Herculane, dar au auzit din poveștile părinților și ale bunicilor. Ce face Herculane în momentul de față, un punct, o zonă specială pentru vacanțe? Cred că toți ar trebui să vedem Herculane măcar o dată în viață, pentru că în primul rând face parte din istoria acestei țări. Este un loc cu o cultură bogată, este un loc cu niște peisaje unice pentru România și mai nou este și locul unde toate acestea se îmbină cu distracția. Și atunci avem un loc unde le avem pe toate. Și eu